Salutare lume și bine ați venit la noi episod. Astăzi o să jucăm Among Us. Am zis că vreau să joc așa un mic joculeț și așa mai departe. Am intrat pe server. Apropo, nu știu dacă o să fie live de seară, o să vedem. Depinde cum am treaba. Dar am zis că repede vă încânt cu un episod. Așa că să uitați de butonul de like și subscribe dacă vă place acest joc și vreți să ne mai jucăm și pe live-uri. După câte știți, no, bun, hai să începem. Din câte știți, cam am început pe un server de Minecraft să jucăm. Și acum, care ar fi ideea? Noi aici o să ne jucăm destul de mult timp, să spun așa, adică bețe sunt chiar primitori, știi? Vă aștept și pe voi, o să pun toate informațiile în descriere. De la s-a găsit un băiat mort. Na, bun, where? Deci cam am înțeles, unul și a ieșit. Nav, bun. Bă, nu știu, eu îl suspectez pe băiatul ăsta. Bun. Ok. Am înțeles. De-aia aș prefera să jucăm mai mult împreună, adică oricum o să jucăm pe livestream. Deci, da, dar să fie tot un server român și așa mai departe. Da, revenind la idee, am început pe un server de Minecraft să ne jucăm, o să ne jucăm destul de mult timp și... Hai să vedem. Și da, vă aștept acolo, ne facem noi o bază toți împreună. Tot ce aveți nevoie, tot găsiți în descriere. O să nu uitați să vă uitați și pe acolo. Ajută destul de mult timp, bă, destul de mult. Hai să vedem acum, electricitate, 2 minute. Perfect. Să vedem pe unde ar fi impostorul. Hai să mă duc pe ăsta să-l bag repede. Da, apropo, opa. Electrică. Bun. Hai să vedem. Eu spune că verdele ala ar fi, deoarece l-am găsit acolo. Acolo fiu după mine. Voi ce spuneți? Tot ăla, nu? Perfect. Bine. E un joc până la urmă. S-a dus. Hopa! Unul mai rămas din câte se vede. Perfect. Așa, bun, mergem dincolo la navigație. Am impresia că eu o să fiu următorul, nu știu de ce. Nu știu de ce am impresia asta. Na, vedem care ar fi toată ideea. Hai să ne facem repede task-urile. Nu vă pe nimeni pe aici, aia e tot cel mai bine, un exemplu. Putem să scăpăm cât de repede e posibil. Da, dacă vă întrebați că de ce nu am făcut live stream sau așa mai departe, că după cum m-am obișnuit pe noul canal, o să fac numai live-uri, nu o să mai fac așa de multe episoade și... Na. Ce se întâmplă aici? Purple. What? What? Tu vorbești serios? Haule pe ăla, mă. Ce cu ăla? Roșu. Ia hai mă, ia tu un vot de aici. Că a venit roșu să mă update pe mine. Bă, redule. Nebunule. M-a dat afară, mă. Mm-hmm.
No, hai să vedem. Eu le tot fac, adică pur și simplu eu le mă duc să le mai fac așa la vrăjală, știi? Bine, din câte am înțeles, nu prea pot să faci așa cine știe ce task-urile, dar oricum sunt destul de ok cu chestia asta. Așa, poți să stai liniștit, stai liniștit, poți să stai destul de liniștit, nu știu de ce mă repet de două ori, dar în fine. Va trece și nouă treaba asta. Perfect. Bun, deci cam asta ar fi fost toată chestia. Ia să vedem. Care din ei o să fie morți? Eu din câte am înțeles eu nu mă văd, dar eu pot să fac task-urile. Nu știu ce e cu chestia asta. Ale pamiu. Ok. Da, bun. Și acum? Doamne, deci fii atent cum au rămas. 3. Blue safe. Aha. Păi, cam da. Deci, ăsta ar fi ăsta care au anunțat. Asta, eu spun că ăsta care au anunțat. Nu știu de voi. Pur și simplu, unul din ăla ar fi. Hai să vedem dacă am zis adevărat. Cicăretă. Pur și simplu, ăsta nu știu. Vorbește ceva băiatul ăsta, eu pur și simplu nu pot să-l înțeleg. Gen, nu mă face troll, să fiu sincer. El spune că am înțeles, deci a spus lumea că Blue nu e, dar l-a votat. No, hai să vedem dacă impostorul s-a dus. Nu, mamă, înseamnă că unul dintre ei ar fi. Exit game nu mă interesează. Hai să dăm repede, dacă așteptăm destul de mult timp, da, de preferat o să fie să închid episodul aici. Dar vedem. Din câte ar fi, normal, chestia e că se așteaptă destul de mult timp și așa mai departe. Bun, doi impostori. Nu știu, mai nu din câte am mai jucat pe joc, că am văzut că numai doi impostori se bagă. Deci nu am... Nu pot să știu sincer. Adică, na, fiecare face cum crede că e mai bine, știi? Na, hai, dai. Parcă văd că toate o să ies, nu știu de unde am presimțirea asta. Apropo, vreau să deschid un subiect mai delicat. Am deschis odată pe livestream, acum vă 2 zile. Dar n-am prins-o impostorul. Păcat. Ideea care e? Nu știți că la un moment dat a venit unul și a încercat să facă niște scheme cu hack și din păcate a fost moderatorul de la mine. Da, i s-a închis Discord-ul. Mamă, ce... Puh. I s-a închis Discord-ul. Nu din păcate, că până la urmă aici a fost problema lui. Să spun așa, adică când încerci să dai cu hack sau Doamne ferește, ești tras la răspundere pe baza asta. No, eu am făcut un screenshot și am început să le trimit chestia asta la alții, la ăștia de la Discord. No, pe ăștia, la un moment dat, au început să-și facă treaba. Bine, după toată chestia asta, a dead boy. No, cine-i? L-o prins pe ăsta. Da, ăștia ce? Ăștia doi ieșit? No, revine la toată ideea. S-a dus. Știi? S-a dus. Cam asta e adevărul. Portocaliu, portocaliu, portocaliu. Nu, ăsta a anunțat. Ia un pic de aici. Hai să s-a închis Discord, așa că și încă am văzut un pic pe canalul lui de YouTube că au făcut videoclipul aproape cu chestii de ce, nu mă rog, dude, știu că te-o spă live-urile mele, nu mai fi așa de cringe, asumă-ți ceea ce cred că pe mine m-a dat afară. Asumă-ți ceea ce faci și ți-am spus. Eu, tu ce ai încercat aici să trimiți,
Eu am avut în calculator așa ceva, de dată de la cineva. Adică, pun exemplu, și m-a încercat cineva să facă tot la fel și... Mamă. Bă, tu vorbești serios? Aha. A încercat cineva să facă aceeași chestie și... 950. Tot la fel i s-a întâmplat. Adică... Dude, mai bine oamenii care vor să facă chestii de genul, lăsați-vă, nu mai faceți, pentru că e o chestie în felul în care... Da, l-am găsit pe Blue. Deci da, dude, nu încerca chestia asta, mulți sunt streameri și... Că asta am terminat-o, adică pur și simplu, nu știu unde să votez, ăsta e adevărul. Defeat. Ok. Bă, băieți, aici o să prim live-ul. Și ce vreau să zic? Ne întâlnim... Nu, nu vreau să zic, adică o să vedem dacă facem de seara live stream. După cum am zis, am ceva treabă. Și e posibil să nu fiu acasă după masă. Așa că, da, dacă nu pe mâine, sigur ne întâlnim, dar pe astăzi e, așa cu semnul întrebării, vedem de seară, ok? Bă, o zi frumoasă să aveți, spor la școală, spor la ceea ce faceți și să nu uitați să dați butonul, să apăsați butonul de like și subscribe dacă vă place ceea ce fac și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!